Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la atelierul de lucru, în care vrem să vă povestim despre rezultatele după 3 luni de la misiunile de export realizate în România. Este un proiect implementat de către Agenția de Investiții cu suportul financiar al proiectului Băncii Mondiale pentru Comitetul Întreprinderii Micro, Mici și Mijlocii și implementat de Consorțul Gateway Partners și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Publică Moldova-România. Pentru a începe, vreau să invit pe doamna director general al Agenției de Investiții, Natalia Bejan, cu un cuvânt de salut. Mersi. Bună ziua! Super! Bună dimineața! Eu am să-mi permit să fac un pic mai mult decât un cuvânt de salut, pentru că, în primul rând, astăzi venim în fața voastră nu numai cu prezentarea așa teoretică la un program pe care l-am făcut, sunt niște rezultate extrem de frumoase pe care vrem să le partajăm cu voi și așa s-au aliniat stelele că putem astăzi să confirmăm și când vor avea loc și următoarele misiuni de afaceri, Export Missions. De asta vom avea mult content cumva practic pentru, în primul rând, pentru antreprenori. Deci pentru companiile din Republica Moldova care au capacitate și dorință de a face export. Eu vreau să mulțumesc cu siguranță partenerilor noștri care au făcut posibil realizarea acestui proiect. Evident, Agenției de Investiții ca lead, nu știu, mastermind în spatele acestui proiect, dar nu ar fi fost posibil fără suportul proiectului Băncii Mondiale. Domnul Casian, vă mulțumesc mult pentru coordonarea proiectului. Urmează să veniți și dumneavoastră cu un cuvânt de salut, dar vă mulțumesc pentru colaborare în acest sens. Și la fel compania Gateway, în persoana domnului Crigan, care operațional ne-au ajutat să efectuăm acest proiect. Eu vreau să vă spun din start câteva secrete. La Agenția de Investiții noi am testat multiple instrumente cum este posibil să ajutăm companiile să-și crească exporturile. Noi, la sigur, nu am ajuns încă la toate răspunsurile și adevărurile posibile, mai urmează să mai testăm și alte programe, dar totuși sunt două instrumente pe care le vedem că lucrează foarte bine. Unul sunt participările la expozițiile internaționale. În acest sens, noi vă încurajăm să participați împreună cu asociațiile de business. Noi acordăm suport pentru standurile de țară, la evenimentele internaționale, expoziții și târguri, pentru că vedem acolo rezultate palpabile de parteneriate care se leagă în cadrul acestui tip de instrument. Și doi sunt misiunile de business. Misiunile de business, și eu acum o să fac o prezentare, am de fapt doar două slide-uri, eu nu am multe de povestit, dar vreau să dau o definiție, ce înseamnă o misiune de afaceri, pentru că posibil nici eu, nu știu, 2 ani în urmă, nu știam exact ce înseamnă o misiune de afaceri. Misiune de afaceri înseamnă că noi lansăm un apel public în care spunem tuturor companiilor care vor să iasă la export și pot să iasă la export, adică au capacitate de export, dacă vreți să mergeți împreună cu noi pe o anumită piață concretă. Și astăzi noi ne vom referi la rezultatele misiunii de afaceri din noiembrie 2023 în România pentru anumite sectoare concrete. În România noi am avut 5 sectoare, companii din care noi am mers. Companiile din Republica Moldova care produc în aceste sectoare, le invităm cu noi și pentru fiecare dintre ele ne facem noi împreună cu partenerii noștri tema pentru acasă, prin care ne asumăm că fiecare companie va avea cel puțin câteva, măcar un 4, 5, 6, 7 întâlniri one-to-one, 1-la-1, cu potențiali parteneri de pe piața pe care noi mergem. Deci este un exercițiu foarte tehnic, operațional, în care nu venim la un eveniment în care, nu știu, vin eu cu un monolog și prezint ceva sau în fața publicului, este de fapt lucru 1-la-1 dintre multiple companii. Este un fel de paralelă, ca să o dau cu speed dating-ul, în care ai un 10, 15, 20 de minute în care încercați să faceți schimb, evident, faceți schimb de contacte, schimb de interese comerciale, vedeți dacă interesele comerciale se aliniază sau nu și respectiv deja următorii pași sunt în mâinile dumneavoastră. Pe parcursul ultimilor 4 ani, timp în care au fost realizate multiple misiuni de afaceri pe 10 piețe de desfacere, la ele au participat peste 150 de companii din Republica Moldova, 8 sectoare economice. Apropo, sectoarele
le definitivăm nu doar noi, dar mergem și din perspectiva ce ne spun companiile și asociațiile. Aici vedem fructe proaspete procesate, electronică, echipamente și utilaje, fabricarea mobilei, produse alimentare, băuturi alcoolice, vinuri îmbuteliate, vinificație, produse agroalimentare. Noi nu ne limităm doar la aceste sectoare, dar le selectăm în dependență de necesitățile, de companiile pe care efectiv le vedem că ei vin la noi și ne spun noi vrem să mergem emisiuni de afaceri. În urma acestui program, volumul generat în cumul este de peste 3 milioane de euro. Eu sunt sigură că rezultatele sunt mult mai mari decât atât. Sunt rezultatele care au fost raportate de companii la anumită perioadă de timp, când am mers noi și i-am întrebat. Posibil că cineva nu a reușit să ne răspundă și, mă rog, poate nu numai decât noi cunoaștem chiar absolut toate contractele. Doar în România, dar aici este important să zic, România nu este pur și simplu o piață care este aproape de noi, România este partenerul comercial numărul 1 al Republicii Moldova. Atât la capitolul exporturi, cât și importuri, cât și investiții străine directe. Deci, principalii parteneri comerciali vin de acolo. Misiunea de afaceri, rezultatele căreia astăzi sunt prezentate, istoriile de succes, de ce înseamnă istorie de succes, companii care au exporturi adiționale, contracte semnate, vin de la ultima misiune, la fel din România. Acolo am mers pentru 5 sectoare cheie. În total au fost organizate peste 500 de întâlniri 1 la 1, iar rezultatele financiare pe care le-au raportat, nu financiare, exporturi adiționale, volum de export, după doar 3 luni de zile, este de 893.100 euro. De fapt, cronologic, astăzi deja avem mai mult de 6 luni de zile. Noi suntem în proces de colectare a informațiilor după 6 luni, dar, mă rog, lucrul ăsta nu se întâmplă chiar absolut imediat în aceeași zi. Aceste rezultate pentru noi sunt extrem de îmbucurătoare. Noi urmează, după cum ziceam astăzi, să vă prezentăm unde mergem în septembrie, unde ne propunem să mergem în noiembrie, misiuni de afaceri. Mai mult decât atât, colegii vă vor prezenta că pe pagina Agenției de Investiții, pe pagina web, începând de ziua de ieri, dacă nu greșesc, vă puteți înregistra pentru ca să primiți informații despre următoarele misiuni de afaceri, lucru care nu l-am făcut până acum. Până acum v-am informat prin intermediul rețelelor noastre de socializare și prin intermediul asociațiilor. Acum vă puteți asigura că veți primi informația la direct în ziua în care noi vom lansa următoarele misiuni. Sincer, eu mă bucur foarte mult de evenimentul de astăzi. Eu chiar aștept și eu să aud istoriile sau perspectiva pe care o au companiile care au raportat aceste rezultate frumoase. În același timp, mă bucur și pentru faptul că pe partea Agenției de Investiții noi am fortificat echipa de promovare export și eu le doresc colegilor mei mult succes în continuare, pentru că pentru anul viitor noi practic dublăm numărul de misiuni de afaceri pe care le-am făcut anul ăsta, de exemplu, și avem și alte programe pe care o să vi le prezentăm. Cam atât, cred că. Eu am spus toate secretele acum, de acum încolo o să mergem un pic mai în detalii în ceea ce privește care sunt companiile, care sunt sectoarele, cine sunt partenerii cu care s-au semnat aceste contracte și unde noi urmează să mergem, Germania și România. Bun, nu vă mai dau secrete, mulțumesc foarte mult și sper să fie un eveniment cât mai util în continuare. Natalia, vă mulțumim foarte mult pentru această mică incursiune. Și așa am înțeles că avem și oaspeți la Ministerul Economiei astăzi care ne susțin. Doamna secretar de stat Cristina Ceban aici lângă noi vrea și ea să vă salute, dragi antreprenori, și să vă oferi câteva cuvinte de încurajare. Vă mulțumesc foarte mult! De fapt, într-adevăr, aceste misiuni afaceri sunt foarte, foarte importante pentru noi toți. Noi la Ministerul Economiei avem un obiectiv la fel, să susținem producătorii noștri și să diversificăm piețele de export. În cazul României, bine, poate nu vorbim de diversificare, dar este un potențial enorm care urmează de utilizat la maxim și faptul că vorbim aceeași limbă, este o țară foarte aproape din punct de vedere geografic, ne permite să avansăm mult mai rapid și să stabilim contacte mult mai rapid cu cei din România. Eu vreau să mulțumesc în primul rând Agenției de Investiții și Băncii Mondiale pentru acest suport și desigur colegilor de la Gateway and Partners. Noi am colaborat de multe ori și suntem siguri
sigur că vor fi rezultate frumoase în continuare. Am avut chiar recent și niște audieri publice referitor la diplomație economică și vreau să menționez că avem mult de lucru, dar încercăm să avansăm repede și ce este important pentru toți este comunicarea. De aceea, noi, instituțiile, Ministerul Economiei, Agenția de Investiții, încercăm să vă oferim tot suportul, să vă oferim toate instrumentele necesare, dar este absolut necesar ca și voi, cei care exportați, cei care produceți, să fiți activi, să vă promovați produsele despre care cunoașteți cel mai bine, care sunt calitățile, care sunt avantajele produsului pe care vreți să-l exportați pe o piață sau pe alta și cu siguranță vom avea rezultate frumoase împreună. Noi vă mulțumim foarte mult și la fel sunt extrem de curioasă să aflu și eu care sunt acele rezultate, concret cifre, agenții economici, cum ați ajuns acolo și să vă urăm succes în continuare. Mulțumesc! Domnul secretar de stat, mulțumim frumos! Și vreau în continuare, pentru un cuvânt de salut, să-l invit pe domnul Aurelie Casian, directorul Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale, proiectul de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii, fără de suportul financiar al căruia nu ar fi posibil această inițiativă. Adică ne-am chinuit foarte mult, dar rezultatele ar veni mai târziu, probabil. Mulțumim. Mulțumesc mult, Andrei. Este doar un element. Bună ziua, stimați antreprenori. Doamna Bejan, stimați invitați de la Ministerul Economiei, vreau în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră pentru viziune, deoarece acest proiect care este finanțat din sursele Băncii Mondiale nu ar fi fost posibil fără discuții și fără negocieri cu donatorul. De asta Ministerul Economiei, în calitate de primul redut în discuțiile cu donatorii, a dat dovadă de viziune, de perseverență și de acțiune bine puse la punct pentru a structura acest proiect într-o manieră care ar asigura un sprijin direct pentru agenții economici din Republica Moldova. Aici mă refer în special la suportul care este acordat prin intermediul Agenției de Investiții, suport în promovarea exportului. De altfel, promovarea exportului este firul roșu al acestui proiect. Avem obiective serioase stabilite de către Banca Mondială și de către Ministerul Economiei, în calitate de instituții care coordonează activitățile. Pe parcursul proiectului, care este planificat pentru o perioadă de 4 ani, până în anul 2027, în total, pe aceste activități de B2B, cum le numim noi, urmează să beneficieze circa 240 de agenții economici din Republica Moldova. Piața României, într-adevăr, a fost un fel de low-hanging fruit pentru noi. Am încercat să testăm unele instrumente și unele abordări care ulterior le vom replica și în alte piețe, probabil cu o valoare adăugată mai înaltă, și piețe unde agenții economici care vor participa la aceste B2B-uri vor avea de învățat și mai mult, fiindcă pe lângă aspectele financiare și de vânzări la export, colegii de la Banca Mondială văd aceste instrumente și ca o modalitate de a întări capacitățile prin a instrui companiile din experiența de comunicare care le au ei cu potențialii cumpărători din anumite piețe. În anul trecut am avut prima misiune de export, avem planuri mari pentru anul curent, piața Germaniei, piața României, la fel în anul 2025 și în 2026 vor urma aceste misiuni de export care vin, iarăși, în sprijin direct agenților economici din Republica Moldova. Pe lângă aceste activități, eu doar o mică informație pentru colegi, proiectul finanțează la fel
cofinanțează, mai bine zis, activități de promovare a exportului, unde vine cu granturi în mărime de circa 30.000 de euro pentru activități la export, servicii de consultanță, în primul rând, la fel și echipamente, și sunt gestionate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care este o instituție împreună cu Agenția de Investiții, o instituție care beneficiază de suport din partea proiectului pentru întărirea capacităților instituționale. Vreau să vă urez succes și la fel sunt curios să aflu care au fost și care sunt primele rezultate. Mai mult sunt curios să văd rezultatele pe 6 luni de zile. Bănuiesc că cifra care a indicat-o doamna directoare va fi dublă sau chiar triplă. De asta, domnul Crigan, vă rog, mulțumesc! Aurelie, vă mulțumim foarte mult pentru încurajare și pentru detaliile despre suportul proiectului. Eu cred că cifrele o să crească. Noi astăzi o să deschidem niște paranteze în prezentarea mea. Am niște detalii despre exportul deja la 6 luni, din discuțiile pe care le-am avut cu exportatorii, și poate cei din sală o să ne mai spună, o să ne mai povestească la cafea. Bun, noi continuăm pentru că trebuie să fim eficienți ca și timp. Antreprenorii știu că timpul este bani. Vreau să-l invit în continuare cu mai multe detalii despre proiect, dar și ceea ce urmează în activitățile Agenției de Investiții, pe Corneliu Spinei, șeful Departamentului Promovarea Exportului de la Agenție de Investiții. Corneliu, te rog. Ai prezentarea deja pe ecran. Noi ne străduim să fim foarte eficienți ca și timp astăzi, așa că, cum v-am promis, să nu dureze mai mult decât am presupus în agenda. Corneliu. Bună ziua tuturor! Noi puțin am modificat agenda pentru că era planificat prezentarea mea să fie la sfârșit de eveniment. Clickerul, vă rog, mulțumesc! Deci, cum spuneau anterior și colegii, eu reprezint Departamentul Promovare Export și astăzi o să fac o scurtă prezentare despre activitățile pe care noi le implementăm în cadrul direcției. În afară de misiunile de export pe care le avem, mai oferim și alte servicii, cum ar fi consultanță și asistență tehnică, acces la studii de piață, colaborare cu misiunile diplomatice, promovare și networking, dar și participare la evenimente internaționale. Aici este un overview la programele pe care noi le implementăm. Este vorba de misiunile de business cu care deja sunteți familiarizați. Este vorba de B2B matchmaking-urile, care punem în contact producătorii noștri locali cu buyerii din piața țintă. Programul Export Vision, care reprezintă studii de piață pentru o piață target care ne poate ajuta să înțelegem care sunt oportunitățile și potențialul de export pentru acea piață, dar și activitățile expoziționale prin care susținem asociațiile de business ca să participe la evenimente, pentru că știm cu toții cât de importante sunt expozițiile și cât de eficiente ele sunt, unele dintre cele mai rezultative. Totodată am preluat recent și programul Bridge, care presupune rambursarea costurilor de participare la evenimentele internaționale. Acum vom intra puțin în detalii în fiecare dintre ele. Programul Export Mission, pentru anul curent, ne planificăm să susținem aproximativ 150 de companii pe piețele pe care le-am determinat împreună deja și cu echipa, dar și cu independența de studiile pe care le-am efectuat pentru piața Germaniei în luna octombrie și pentru piața României în luna noiembrie. Cu această ocazie vreau să vă invit pe toți care sunt interesați să participe la următoarele misiuni planificate pentru toamna acestui an. Noi am plasat pe site-ul nostru un formular care este super ușor de a-l completat. Este vorba de nume, prenume, adresa de e-mail, numele companiei, care ulterior veți primi toată informația necesară din punct de vedere logistic, organizatoric, când și unde vor fi desfășurate, dar și ce pași trebuie să întreprindeți pentru ca să fiți parte a acestui program. De aceea, după cum vedeți aici, noi am făcut o prezentare foarte scurtă, intrați pe site-ul nostru oficial, am făcut și o bară separată, Export Missions, apăsați, după care completați formularul.
Programul Export Vision reprezintă studii de piață care a fost conceput pentru a prezenta și a identifica oportunitățile cât și provocările piețelor țintă în sporirea creșterii competențelor și competitivității companiilor. Adică, datorită acestor studii, noi putem să stabilim care ar fi strategiile corecte de a penetra o piață, care este potențialul de export acolo și să decidem cum corect să o penetrăm. Aici, la fel, am pus o reprezentare în care puteți să accesați deja studiile care au fost făcute anterior și vă invităm să le consultați pentru că sunt foarte informative. Pentru toamna acestui an ne planificăm să facem alte 5 studii de piață prin programul Export Vision, care el anterior se numea Export Morning, și aceste sesiuni vor fi făcute pentru piața Germaniei, Polonia, Italia, dar și pentru piața Uniunii Europene. Am decis să-l facem mai specializat pentru producția agricolă și alimentară, dar și pentru sectorul electronic. Cum spuneam anterior, noi, prin programele pe care le avem la Agenția de Investiții, ajutăm ca asociațiile de business să participe tând de țară la cele mai mari expoziții internaționale. Aici am venit cu câteva dintre ele, care au fost susținute în acest an, dar și urmează câteva din ele. Expoziția Fruit Attraction, care este pentru fructe și legume, Moldovan Brands Runway pentru industria ușoară și textilă, Târgul Internațional de Mobilă, care a fost BFSIM, a fost deja în luna noiembrie, Cosmoprof pentru produse cosmetice, Green Week-ul, care se desfășoară în Berlin, este o expoziție multisectorială pentru sectorul agricol, horticol, dar și pentru produsele alimentare, și expoziția BioFac, care este pentru produse biologice și ecologice. Asta a fost ca o reprezentare pentru ca să înțelegeți că noi susținem mai multe sectoare și încercăm să stimulăm economia în genere la nivel național. Un alt program pe care aș vrea să vă-l prezint este Bridge-ul, care presupune rambursarea costurilor de participare la evenimentele internaționale. Evenimente precum ar fi târguri, expoziții, întâlniri B2B, conferințe, summit-uri, dar și altele, în care companiile pot beneficia până la $1,500 la prima aplicare, adică în primul an, și $1,000 în al doilea an, 500 în al treilea. Este un program super eficient, dar și foarte ușor de aplicat. Este foarte simplu accesând site-ul bridgeinvest.gov.md, în care completați un simplu formular și puteți beneficia de suportul de care spuneam anterior. Industriile eligibile pentru acest program sunt industria creativă, textil și de îmbrăcăminte, mobilă, inginerie, IT, gestionarea deșeurilor, turismul, industria vinului, horticultură și apicultură, dar și din toamna acestui an vom relansa programul cu alte industrii noi, precum electronică, produse chimice și farmaceutice, mașini și componente auto, materiale de construcții, industria alimentară, dar și startup-urile. Toate companiile care sunt interesate, vă invităm cu drag să aplicați la acest program, care este foarte benefic, pentru ca să vă externalizați și să vă măriți expertiza, mergând la diferite târguri, expoziții, concursuri și evenimente internaționale. În cazul în care aveți careva întrebări, necesitate de suport, noi suntem aici ca agenții să vă ajutăm ca să sporim exporturile la nivel național și, cum spuneam anterior, pentru mai multe detalii vă invităm cu drag să scanați acest QR code care vă va redirecționa pe pagina noastră oficială și vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim, Corneliu. Foarte concis la subiect, direct, expres. Bun, noi continuăm. Cât eu fac o mică schimbare aici tehnică și noi continuăm. Dacă poți să le mai spui câte ceva, Corneliu, despre activități un pic, colegilor? Un piculeț până eu conectez
calculatorul. Așa. Ar trebui să apară cu prezentarea. Cei dintre voi care au mai participat deja la misiuni de export știți despre ce merge vorba, dar ce nu știți din această prezentare este rezultatele companiilor individuale. Cine au fost campionii care au exportat? Și pentru că avem inclusiv... Ok. Putem să lăsăm lumina. Da, mersi. Vrem, pentru cei care sunt pentru prima dată și acum se ating cu acest proiect, să le povestim un pic pașii și ce înseamnă să alergăm acest maraton de export, pentru că noi cu asta cumpărăm misiunile de export. Bun, ați văzut deja rezultatele, avem 5 misiuni de export anul trecut organizate, deși din pandemie noi am început acest proiect cu Agenția de Investiții și primele misiuni au fost organizate online, deci fără a călătorii, fără a fi prezenți fizic în piețe respective, dar doar în România avem 5 misiuni anul trecut, 533 de întâlniri, Natalia deja a menționat 57 de participanți din 5 sectoare și 893 de mii de euro exporturi noi, către noi clienți, timp de 3 luni. Da? Bun, de unde vin banii? Răspuns la întrebare, din vânzări și exportul este și el o formă de vânzare. Iar, cum vă spuneam, exportul este un maraton, nu este un sport. Și cei care cred că este ușor și simplu, se amăgesc un pic. Și dacă nu sunt pregătiți, la fel se amăgesc un pic, o să-l poată alergare pe jur. Cei care au participat deja știu, cei care exportă deja știu cât este de greu, cât este de complicat și de ce este nevoie. E dacă e un maraton, atunci sunt pe care trebuie să le avem ca să fim pregătiți, da? De ce e nevoie? De antrenament, de rezistență, de transpirație, lucruri care sunt legate de un maraton, dar nu întotdeauna plăcut, și satisfacția atunci când treci linia de finish, dacă ajungi până la final. Bun, dacă să ne referim un pic la export ca și maraton, atunci antrenamentul ce înseamnă? Pregătire, înțelegerea pieței și noi am avut aici activități inclusiv de cercetare, de prezentare informației despre piața din România pentru diferite sectoare, despre oportunități. Am avut inclusiv experți din România care au vorbit, către participanți i-au învățat și afaceri și cultură de business, lucruri la care trebuie să fie atenți. Avem rezistență în atragerea clienților. Ei, de această dată, noi vom oferi rezistența noastră. De mai bine de 20 ani, Gateway Partners cu partenerii săi face, aleargă aceste maratoane de export prin toată Europa și prin toată lumea, din Mexic și până în China. Asta facem noi și v-am oferit această rezistență pentru că am preluat contactarea la rece a potențialilor clienți pentru a organiza întâlnirile. Da? Și atunci, cei care au participat au venit direct la întâlniri doar cu clienții interesați de ei. Transpirația costă bani, timp și, evident, speranțele voastre. Banii ne-a oferit Banca Mondială, dar, de fapt, sunt banii guvernului, pentru că au fost împrumutați de Banca Mondială și trebuie să fim atenți la rezultate, trebuie să fim disciplinați, responsabili, trebuie să generăm rezultate ca să fim eficienți. Și satisfacția, dezvoltare, cifre de afaceri, profit. Cei care o să iasă în față aici astăzi, am să invit pe cei care au început primele exporturi să ne vorbească un pic, o să împărtășe din ce au făcut ei bine, cum s-au pregătit de acest maraton și cum au reușit să treacă linia de finish cu primele rezultate. Bun, cum am alergat acest maraton de export? Foarte repede. Am organizat 533 de întâlniri și 893.000 de euro. Cum a arătat sub aspect de întâlniri? Deci, împărțeala pe sectoare, mobil 143 de întâlniri au avut loc, fructe 140, produse alimentare 96, vinuri 80, industriale, produsele 74 de întâlniri. Deci, mai mare interes pe zona de mobilă și fructe, sub aspect de cumpărători profesioniști interesați și, respectiv, vedeți rezultatele pe celelalte domenii. Bun, acum cum s-au împărțit bănuții între sectoare, vedem că fructele, cum sunt în top la întâlniri, așa sunt și în top vânzări. Deci, practic, o bună parte sau 9 din 10 euro sunt din vânzările de fructe. Pe produse alimentare avem 105.000 euro și în primele 3 luni, spre regret, încă mobila, produsele industriale, vinul,
nu avem rezultate sub aspect de vânzări. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Fructele, fiind produse perisabile, intuiți, au nevoie de o viteză de vânzare mult mai mare. Și atunci interesul este mai mare, permanent toți își doresc produse proaspete pe rafturi și atunci aici business-ul se mișcă mult mai repede. Da? Are riscurile sale, cei din domeniu cunosc foarte bine, dar e un pic mai complicat pentru cei din mobilă, industrie și vinuri să miște produsele care sunt deja mai competitive, cu mai multă plus valoare, dar și într-o piață mult, mult, mult mai concurențială. Deja știți că în piața din România, de exemplu, vinurile au o cotă de peste 30%, cred că, din vinurile de import, cele din Republica Moldova. Deci o cotă mare. Bun, dar bucuria mare este că pe zona de produse alimentare, din discuțiile pe care le-am avut așa foarte repede la 6 luni, pentru că următorul raport de monitorizare va fi la 9 luni, așa cum prevede acordul nostru, și la 12 luni, din nou o să vă tachinăm, cei care au participat, să ne spuneți ce ați făcut bine, cu cine ați mai comunicat, ce oferte ați mai dat, câte contracte ați mai semnat. Este important pentru noi să știm că nu primim doar satisfacția financiară fiind consultați în acest proiect, da? Dar vrem să vedem și satisfacția profesională. Vrem să vedem că suportul pe care vă oferă agenția de investiții, Banca Mondială, guvernul, noi, se materializează în rezultate pentru voi. Deci muncim pentru voi ca respectiv bunăstarea voastră să răsfângă în bunăstarea populației din țară. Pe zona de mobilă avem primele exporturi timp de 6 luni, 20.000 de euro. Și pe zona de producție industriale, terenuri de joacă, 12.000 de euro prima comandă. Pe vinuri încă suntem în așteptare. Sper să apară primele vânzări în următoarele luni sau în anul ăsta. Bun, cum am reușit să aducem 70 de cumpărători profesioniști? Da, am avut și retaileri și importatori, distribuitori. În urmă de discuții va fi și atașatul nostru economic de la București, Lucia Mursa, care ne va împărtăși din experiența ei, pentru că a fost o colaborare foarte, foarte bună și productivă alături de ea și de ambasadă, în a crea acest awareness, în a promova produsele noastre. Și inclusiv câțiva buyer au venit pe linia ambasadei pentru că au făcut mai multe activități din timp pentru aceasta. Ca distribuție, deci cei mai mulți cumpărători au venit din zona industrială, fructe 15, mobilă 14, produse alimentare 14 și vin 11. Vedeți interesul cumva. S-a suprapus perioada națională din România și respectiv din cei înregistrați au ajuns mai puțin buyer. Așa se întâmplă ca așa noi. Se înregistrează mai mulți, vin mai puțin la orice eveniment. Asta e cam statistica. Adică nu ne bucurăm foarte mult, dar că oricum sunt întâlniri. Bun, am pregătit 130 de planuri individuale ca aceste întâlniri să întâmple. 70 pentru cumpărătorii profesioniști, fiecare lui de întâlniri. Liți? Și 60 de planuri pentru producătorii noștri. Deci am muncit ca să găsim grile respective, cine cu cine, cum, în ce timp. Unii din voi chiar ați avut întâlniri de câte 20 de minute maximum, da? Cât mult poți povesti în 20 de minute? Nu foarte mult, dar poți să cointeresezi și scopul nostru a fost nu să puteți să faceți vânzare acolo, deși în sală semnat și contracte. Vreau să vă spun și asta ne bucura foarte mult, dar să puteți să continuați mai departe discuțiile cu ei, să faceți schimb de cărți de vizită, să-i cointeresați pe cumpărători și după aia să continuați discuția deja în condiții mult mai confortabile, poate la ei în birou, poate la voi în birou, în dependență de cum stabiliți. Bun. Am contactat 900 de companii în România, 900 de companii pentru a avea acest rezultat. Pentru a aduce 70 de buyer, am contactat 900 de companii. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Am avut la dispoziție cam 2 luni pentru apeluri, cam atât durează pregătirea. Asta înseamnă că noi trebuie să avem gata și invitațiile, informațiile colectate de la companii, toate companiile selectate, aranjate. Deci un proiect cap-coadă are nevoie de mai mult timp pentru pregătire. Dacă zicem că e maraton, maraton să fie. 60 de zile pentru a discuta în medie cu 15 cumpărători zilnic. Am discutat așa cam pe zi. Ca să avem acest rezultat, am dat între 400 și 600 apeluri telefonice pe săptămână. Din birourile noastre se fac săptămânal 2000 de apeluri în toate proiectele noastre. Acum cred că 3-4000 de apeluri. Deci de aia și ziceam, e nevoie de rezistență. Cei dintre voi care fac lucrul ăsta permanent, și cred că nu sunt foarte mulți, știu cât de greu este. Știu cât de greu este să ai o persoană inclusiv dedicată care să facă follow-up calitativ, care să revină, care să răspundă întrebărilor clienților și mulți dintre noi nu avem răbdare să mergem până la capăt. Da? Și atunci aici s-ar putea să rupă și firul. Am realizat 5 analize sectoriale, vă spuneam, adică înainte de misiuni, cei care au participat deja știu tot, eram cred că în aceste încăpere aici la Digital Park, când am prezentat rezultate despre analizele din piață, am avut experți străini care au vorbit sectorial și v-au dat informații, detalii, insight-uri, ați putut să puneți întrebări,
să găsiți răspuns și respectiv ați fost mai pregătiți. Da? N-am zis că suntem întotdeauna, niciodată nu suntem 100% pregătiți. Deci nici cei mai buni exportatori nu sunt 100% pregătiți. Asta înseamnă că nu trebuie să inițiem maratonă de export sau măcar cel puțin mici maratoane. 2 km, 5 km, așa cum se aleargă maratoane de 42. Întâi învățăm distanțe scurte. Și pentru a selecta cei 57 de participanți, adică merg așa pașii spre început, am recepționat și analizat împreună cu agenția de investiții peste 140 de aplicații din 10 sectoare. De ce au fost anume aceste 5 sectoare? Pentru că în aceste 5 sectoare au fost cele mai multe aplicații calitative și care au avut punctajul necesar. Adică cei care au participat să aduc aminte, punctajul maxim, 100%, punctajul de trecere, ca la școală, nota 7, 70 de puncte și în sus. Deci am avut mai multe aplicații, destul de bune. De aceea ne dorim ca cei care poate n-au reușit încă să participe în misiuni de export să aplice la noile misiuni, iarăși revenim în România în acest an și urmează și alte țări europene, adică extinderea operațiunilor mai departe. Bun, și după selectarea participanților am colectat și date despre aceștia, iarăși un maraton, pentru că a trebuit să sunăm pe fiecare, dați-ne fotografii calitative, logo-uri calitative, dați-ne informații, cataloge, ca să putem să facem niște invitații frumoase, simpatice, atrăgătoare, pe care le trimitem ulterior cumpărătorilor. De aceea, cei care ați participat, dar și cei care veți participa în continuare sau planificați să aplicați, e nevoie și aici de un pic de disciplină, pentru că noi lucrăm deseori sau mai mereu întotdeauna contra cronometru. Pentru că stabilim din timp dățile evenimentelor ca să avem asigurate spațiile și trebuie să ne înscriem în timpul ăsta. Dacă cineva rămâne în urmă, ne străduim să-l tragem după noi. Nu vrem să-i lăsăm pe nimeni în spate, dar se mai întâmplă și așa lucru. Pentru că, de exemplu, un caz mai puțin plăcut este că am avut 60 de dosare, pentru 60 de companii am muncit, iar 3 dintre ele nu au ajuns la București. Din varie motive, unele nemotivat. Se întâmplă și așa ceva. Bun. Trec peste această notă mai tristă, facem cunoștință cu campionii la export, bănuiesc că vreți să știți cine sunt ei, după primele 3 luni de la întâlniri și am să vă rog să-i aplaudăm pentru că ei sunt cei care sparg gheața și dau tonul în aceste proiecte. Bun, cele mai multe exporturi, cele mai mari exporturi le-a avut compania Agro din Dan, din zona de fructe proaspete și exporturile lor au urcat la 340.000 de euro la 3 luni. Au avut 14 întâlniri și 2 contracte. Dacă nu vă costă bani, putem să și aplaudăm. Mersi. Următorul campion din zona de fructe, spuneam că aici sunt cei mai mulți exportatori, este compania Mist&Com, avem și reprezentanții companiei aici, o să discutăm cu ei în panel, domnul Iuri Dogotar, exportul de 300.000 de euro, după 10 întâlniri și un contract semnat, deja la 3 luni. Frumos. O altă companie pe zona de produse alimentare, Mico & Co, dar sunt cunoscuți sub marca comercială eBio.media. Îl avem aici pe Alexei și discutăm în panel, 105.000 euro, 7 întâlniri și un contract. Vedeți cam statisticile cum se întâmplă. Un alt campion, Deep Fruct, fructe proaspete, sunt deja, cred că, la a doua misiune de export, au mai participat și în pandemie, pe online și atunci au livrat rezultate, 74.000 de euro, 12 întâlniri și 2 contracte. Cred că prima comandă au primit-o la București, fiind într-un apel pe Skype, pentru că buyerul n-a putut ajunge fizic la întâlnire și le-a comandat, cred că, câteva tiruri de marfă. Din ce povesteau ei. Următorul campion e cu Farm Prod, fructe proaspete, Farm Prod, 37.000 de euro, 10 întâlniri și un contract după 3 luni. Deja noi vânzări, noi exporturi. Proinidit, fructe proaspete, 20.000 de euro, 13 întâlniri și un contract. Încet, încet. I-am luat așa, în ordinea descrescătoare, Vel Fruct Prim, fructe proaspete, Vel Fruct, 17.000 de euro, un pic peste, 15 întâlniri și un contract. Început bun. Bun. Mai avem și câteva rezultate. Deja vă spuneam din discuțiile cu antreprenorii, participanți. I-am întrebat ce au mai reușit după 6 luni, așa la telefon. Respectiv am aflat că au spart gheața încă câțiva mici campioni. După primele 6 luni de la întâlniri, mai avem exporturi pe produse alimentare. Compania Crifort Optim, cu brandul Biscotine. În jur de 30.000 de euro, dar asta urmează să vedem. Am înțeles că așteptați încasări, dar asta discutăm și în panel, nu? 8 plus întâlniri, încă nu știu din câte contracte. O să vorbim în panel. Acum și mai. Da, mersi pentru suport.
Interstep.com, Fabric Home, brandul, mobilă, deci în zona 20.000 de euro, 13 întâlniri, nu știu exact câte contracte, am pus întrebare, discutăm cu ei, reprezentanții sunt aici și așteptăm în panel acuși. Și compania Power Team, din zona industrială, cu brandul Kopfer, ei sunt producători de terenuri de joc pentru copii și au primit o comandă de 12.000 de euro, 5 întâlniri și cred că e primul lor contract în România din aceste misiuni de export. Vă rog să-i aplaudăm. Spre regret, nu toți au ajuns la acest eveniment. Au avut și motive de bucurie, dar și motive de tristețe. Se mai întâmplă așa ceva. Dar afacerile merg înainte. De aceea vreau să invit în continuare în panel pe cei care sunt aici să vină să vorbească. Știu că Iuri Gotare aici, Alexei Micu, Igor Furtună, colegii de la Interstep.com sunt aici. Vă invit să veniți aici alături de mine, să povestim un piculeț în panelul despre export. Curaj! Haideți să aplaudăm că parcă nu au curaj. Știu că este mai complicat. Antreprenorii nu prea le place în Republica Moldova să vorbească despre cifre de afaceri. Nu sunt lăudăroși. Avem și din aia, dar de obicei cei care sunt mai lăudăroși povestesc abureli. Cei care lucrează și muncesc se rușinează de rezultatele lor, dar eu zic că nu ar trebui să le fie rușine, dar ar trebui să mândrească și să dăm tonul pentru cei care încă nu au început exporturile. Pe cine aș mai vrea să... Da, Delfruct, nu sunt în sală? Vă rog, Ina. De ce? Mai cu curaj. Vă uitați că cifrele, da, diferă, sigur că, dar contează foarte mult că este un început. Și pe cine mai avem în acest panel, aș vrea să începem cu... colega noastră, Lucia Mursa, atașată economic la București. Am să o conectez acum prin Zoom. Și aș vrea să vă dea un pic de informații și ea despre cum a fost experiența ei, după care discutăm cu antreprenorii noștri. Să vedem dacă reușim să o conectăm. Lucia, ne auzi? Da, vă aud bine. Sper că mă aud și eu. Perfect. Te auzim, dar nu te vedem. Bună dimineața! Bună ziua! Cum este vremea la București? Este foarte cald. Da? Plouă cu export? Așteptați ploi cu export? Așteptați ploi cu export noi? Așteptăm exporturi și m-am bucurat mult să aud că misiunea următoare de afaceri va fi inclusiv în România luna noiembrie. Vă așteptăm cu drag. Lucia, îți mulțumim foarte mult. Să cooperăm și să intensificăm exporturile noastre. Îți mulțumim foarte mult pentru că te-ai conectat astăzi cu noi și îți mulțumim și îți suntem recunoscători că ai fost alături de echipa agenției, de echipa noastră în acest proiect și te-ai implicat activ. Este practic primul proiect prin care noi colaborăm cu atașatul economic într-o țară și avem și rezultate. Spune-mi, te rog, cum a fost pentru tine acest proiect, această experiență și care au fost lecțiile învățate în proces? Pentru că tu ai participat și la evenimentele din București, ai făcut cunoștință cu toți producătorii participanți. Cum a fost pentru tine? Da, mulțumesc, domnul Crigan. Eu aș vrea să spun bună ziua tuturor și stimaților conducători prezenți la eveniment, colegilor, antreprenorilor. Mulțumesc pentru invitația de a participa și la prezentarea rezultatelor misiunii de afaceri. Într-adevăr, având în vedere atribuțiile de care sunt responsabil în cadrul ambasadei de la București, una dintre ele fiind promovarea schimburilor comerciale și în special a exporturilor moldovenești, produselor moldovenești pe piața din România, cumva implicarea mea în acest proces am tratat-o cu maximă seriozitate, dacă pot spune, și obiectivul propus de a asigura anumiți bani în cadrul misiunii de afaceri, deci pe lângă activitățile de promovare, a fost atins cumva. În același timp, o să adaug că e loc de mai bine, de mai mult, pentru asta suntem aici, pentru asta lucrăm. Aș vrea la fel să subliniez echipa de coordonare a misiunii de afaceri, cu care consider am avut o sinergie foarte bună, sprijin reciproc, o comunicare foarte deschisă, au fost mai multe ședințe preparatorii, cu siguranță voi ați avut și la Chișinău, au fost și aici la ambasadă și prin telefon. Mulțumesc mult în acest sens experților, Gateway Partners, colegilor de la Camera Bilaterală, Republica Moldova, România și nemijlocit colegilor de la Agenția de Investiții. În general, când mi-ați lansat invitația de a lua parte în cadrul acestui proiect, din punctul meu de vedere, în calitate de atașat economic,
sau economici. Consider că ne avem locul în asemenea procese ca să utilizăm instrumentele de care dispunem și iată că prin eforturi comune pot fi atinse rezultate. Un aspect care a fost apreciat, dar și auzit, aș vrea să-l menționez, de la persoanele invitate la B2B-uri, a fost modalitatea de organizare acestui proiect în România, fiindcă de această țară vorbim, care mi-au spus cumva că nu s-au așteptat la un asemenea nivel de organizare și aici, într-adevăr, o să remarc că atunci când venea buyerul sau persoana vizată era întâmpinată frumos, exista un calendar de întâlniri, era condus la masa numărul X să vorbească cu reprezentanții companiei din Republica Moldova, i se oferea mostre, i se oferea produse spre degustare, produse ceva drept cadou, mi se pare o practică foarte bine țintită și în acest sens. Apoi mai purtam noi discuții cu acești bani pentru a merge la următoarea întâlnire. La fel a fost marcat nivelul de pregătire a producătorilor noștri prezenți la misiunea de afaceri, care în discuție au fost fermi și au prezentat bine producția, oferta și au deschis și au manifestat cumva maximă deschidere pentru stabilirea de parteneriate comerciale. În acest sens, eu vreau să felicit toți partenerii, toți participanții care au luat parte în acest exercițiu important, dar nemijlocit producătorii care au reușit să exporte. Bucură foarte mult aceste cifre, o spun cu o satisfacție și cu un zâmbet pe față. Vreau să zic aici o paranteză, o să fac, acei producători care poate urmeau să își îndeplinească temele de pe acasă, vorbesc din luna noiembrie 2023 și care urmează să exporte, haideți într-un alt format să discutăm și să retransmitem aceste oferte către rețelele comerciale din România. Vreau să zic că unele companii am început deja să fac asta. Întorcându-mă la cifre, felicitări tuturor, cumva rezultatele dumneavoastră sunt și rezultatele noastre, dacă este ok să spun astfel. Motivează foarte mult acest lucru ca să deschidem uși în continuare, să batem în aceste uși, fiindcă mereu eu spun că avem produse și servicii bune, competitive. Da, mai este de lucru în această direcție, cunoaștem toți aceste aspecte. Astăzi nu este despre asta. Felicitări tuturor pentru aceste rezultate. Lucia, îți mulțumim foarte mult. Colaborarea a fost într-adevăr una foarte productivă și îți mulțumesc că ai marcat inclusiv pregătirea producătorilor noștri și exportatorilor, dar și ne bucurăm să auzim acest feedback pe care l-ai primit tu de la participanți, de la cumpărătorii profesioniști din România. Contează foarte mult cum ne prezentăm și cum continuăm. Și noi vrem să-ți mulțumim pentru că ați fost deschiși împreună și cu domnul ambasador Victor Chirilă la București, că ne-am văzut, a zis că da, vrem să ne implicăm, vă rugăm, implicați-ne și nu a fost un interes cumva artificial, dar a fost unul intenționat și a fost destul de multă implicare, eforturi depuse și vreau să îndemn antreprenorii noștri, pentru că mai urmează misiuni de export în România, să aveți curajul să vă adresați către Lucia, către ambasadorul nostru de la București și să cereți ajutor de acest ajutor și în măsura care să vă susțină, ea o va face pentru că este deschisă și disponibilă. Lucia, ca un îndemn, poate anumite lucruri, lecții învățate la care am avut poate rezerve, ceva de comentat sau un îndemn pentru producătorii noștri din viitoarele misiuni, pentru cei care participă deja, am înțeles că cu unele companii mai lucrați pe zona asta de penetrare a rețelilor, dacă nu greșesc. Ar veni în România. La ce să fie atenți, de exemplu, pe zona de pregătire, poate în noile misiuni, cei care n-au mai participat? Deci, da, noi, într-adevăr, pe lângă cumva proiectul masiv la care am avut și plăcerea și interesul să participăm noi ca ambasadă, Export Missions România, într-adevăr, BC-ul din România a facilitat și o face în continuare, organizează aceste întâlniri, fie și telefonice, punem în contact producătorii cu baierii din România, așa cum a fost cu Asociația Pomușoarele Moldovei, o întâlnire foarte productivă anul trecut la București, așa cum au fost transmise oferte și facilitate discuții între Brutăria Bardar, Sandre Leona, Pomul Regal, membrii din Asociația Moldova Fruct, noi vom face în continuare. Aș veni cu un îndemn, având această posibilitate, haideți să discutăm mai mult,
veniți cu oferte în adresa BCE-ului și atunci noi să actualizăm aceste informații, să mergem să le prezentăm. Nu este tocmai ușor, de multe ori insist asupra B2B-urilor ca să aibă loc discuții, în sensul că nu am transmis astăzi solicitarea pentru o întrevedere sau o altă etapă este atunci când punem în contact reprezentantul direct cu buyer-ul. Insistăm pe răspunsuri, dar aici o să închidem paranteza. Este lucrul nostru și cu aceeași încredere și insistență cred că vom continua. Aș veni cu o recomandare, o rugăminte aici către producători. Atunci când au loc aceste întâlniri, discuții, vă rog, veniți apoi și ne spuneți cum au decurs aceste discuții, dacă s-au agreat anumite acțiuni sau dacă nu s-a agreat niciun plan de acțiuni sau setate activități de comun acord. O să ne ajute foarte mult aceste informații. Până la urmă, noi ne mai întâlnim aici la București cu buyerii pe diverse platforme, țin să fiu prezentă unde au loc astfel de întâlniri. Operăm cu aceste date, mai punem accentele, mai actualizăm și venim cu și insistăm pe ofertele noastre. Aș veni cu altă recomandare. Într-adevăr, în capitala României se atestă o putere de cumpărare mai ridicată. Ce vreau să spun cu asta? La sesiunea dedicată Export Morning România, eu am evidențiat în mod special câteva județe strategice dezvoltate foarte mult în ultimii ani în România, în primul rând din punct de vedere a infrastructurii, pentru a atrage investiții. Deci este vorba despre Cluj, Timișoara, Brașov, Oradea, Constanța, Sibiu. În aceste județe se constată o dinamică continuă de dezvoltare, este o creștere a calității vieții, există putere de cumpărare și sunt sectoare foarte bine dezvoltate, ori în producție, ori în comerț, ori în tehnologie. Părerea mea și recomandarea este să ne concentrăm mai mult pe aceste județe, există potențial și să vindem mai mult, să ne facem mai vizibil cu produsele noastre. În acest sens aș veni cu un îndemn către producători, asociații, să analizăm aceste opțiuni dintr-o perspectivă mai largă. Un instrument foarte bun în acest sens, deja aplicabil, sunt expozițiile organizate cu Camera de Comerț de la Chișinău, dar și cu Agenția de Investiții. De exemplu, în luna mai 2023, pentru prima dată, a fost organizată expoziția Republica Moldova la Cluj. Anul acesta vom organiza expoziția la Timișoara. La moment au loc negocieri și discuții tehnice. Deci considerăm că anume prin intermediul și acestor expoziții, de ce nu, putem să penetrăm piața foarte bine în aceste județe. Atunci când venim la stând pregătiți să vorbim, să promovăm produsul nostru, apropo, în România consumatorilor le place foarte mult povestea antreprenorului, istoria despre brand, reputația acestui produs, apoi vine partea comercială și prețul. Deci atunci când venim pregătiți, operăm cu cifre, în acest sens sunt și eu pentru informații, asistență și facilitare de contacte. Într-adevăr, România, da, este o piață concurențială, este o piață dinamică. Consumatorii români pun accent foarte mult pe sustenabilitate, pe proximitate și se feresc de prețuri mari. În acest sens, rețelele comerciale au o politică asupra căruia aici, da, prestatorii, furnizorii trebuie să se conformeze. Chiar și produsele de import se comercializează sub marca privată, private label. Aceste mărci private ocupă o nișă tot mai mare în România și ajung într-adevăr să fie în coșurile de cumpărători. Sunt cu 30% mai ieftine decât mărcile cunoscute. În acest sens am avut producători care după discuții și după ce am facilitat acele întâlniri cu buyerii, ne-au comunicat că n-au convenit asupra politicii de preț. Înțelegem foarte bine, poate în acest sens ar fi bine să fim mai flexibili în prima fază pentru a ne integra în rețelele comerciale. Cam mai apoi să avem o altă abordare. Lucia, îți mulțumim foarte mult. Te rog să rămâi cu noi pentru că vreau să continui cu exportatorii noștri în continuare. Colegi, Sabina, dacă poți să muți pe celălalt ecran spre prezentare, te rog să mai rămâi cu noi pentru că vom avea și sesiune de întrebări și răspunsuri și dacă simți nevoia și vrei să comentezi anumite discuții ale noastre în panel, te rog să fii împreună cu noi. Eu am să vin alături de exportatorii noștri dragi, pardon. Așa.
În primul rând vreau să spun mulțumesc și vă suntem recunoscători pentru că ați găsit acest timp ca să fiți astăzi aici. Știu că lucrurile fierb în teren, în livezi, la fabrici, în producere, dar vă mulțumim pentru că sunteți aici și sunteți un exemplu. De aia am insistat să avem o scurtă discuție împreună cu voi ca să înțeleagă și cei care poate încă nu au început sau încă nu au curaj, încă poate au anumite elemente sau dubii ce au de făcut. Să le spunem cum s-a întâmplat exportul în cazul vostru și respectiv să știe și ei ce au de făcut sau eventual dacă au anumite întrebări să poată să vi le adreseze și dacă sunteți deschiși să împărtășiți din experiența voastră, să o facem. Vreau să încep cu Iuri Dogotar de la Mist&Com. Iuri, voi ați exportat deja de 300.000 de euro sau la 6 luni noi nu ne-am auzit după aceasta sau e mai mare cifra deja sau a fost cam așa a rămas? E mai mare deja? Ne poți împărtăși cam încotro a crescut, s-a dublat, s-a triplat sau a crescut dar modest încă? Bună ziua! Perfect, super! Deci, în primul rând, vreau să mulțumesc domnului Crigan pentru organizarea la misiunile care este și la agenția de investiții. Sunt foarte binevenite. Ce e legat cu exportul în România și legată de misiunea care am fost noi, deci, practic, toți clienții ăștia care au fost aduși acolo, noi cu mulți din ei de acum conlucrăm. Deci ați discuții. Da, de acum conlucram până la asta, dar vorbim acum de un client nou care am făcut un contract și am exportat la el. Acum, cred că în jur de 5-600 mii de euro am exporturi făcute cu el și o conlucrare foarte bună. Deci, pentru voi misiunile nu sunt pentru proiect a face nou, un contract, în primul rând, nu e numai decât să fii producător, trebuie să fii un profesionist în export, în primul rând. Trebuie să ai echipă din urmă și trebuie să te duci pregătit la orice, la orice întâlnire. De aia noi ne punem la toate expozițiile care ne ducem și la Madrid și la Berlin și la asta, dacă ne întoarcem cu un contract nou, de acum este un succes. Cam asta este. O lecție învățată din aceste misiuni în România, ceva nou. Deci un client nou ați prins, ceva nou pentru voi, ați înțeles că vreți să schimbați în ceea ce faceți. Sau, în principiu, sunteți în mare parte destul de pregătiți și, nu știu, ați avut destulă marfă, pentru că am mai auzit că acum piața este a vânzătorului, da? Adică sunteți cumva avantajați. Eu mă refer acum la exportatorii de fructe, cei care au un produs foarte bun. Sau nu este așa? Deci, România nu este cea mai bună piață pentru fructe și cea mai scumpă, dar este o piață care trebuie să o... Mă rog, este o piață tradițională pentru noi. E ca o piață care locală, nu? Adică ca și Republica Moldova, până la urmă. Este o piață foarte bună, dar nu este cea mai scumpă piață. Și trebuie să fim, deci, cu marfa care o avem noi în Republica Moldova, este bine să vindem și în piața asta, avem și peți, altele peți și în vest și în est, atunci când este o diversificare, atunci este și preț în toate, la fructe și cred că și la altele produse. Deci de la orice misiune ceva înveți nou, da? De acord. Deci iei un partener nou, dacă îți merge între asta, dacă nu, te întorci acasă, pornești în altă parte și asta este. Dar trebuie să fii profesionist pregătit pentru a face export în orice domeniu, în orice țară. De acord. Ce v-au spus, să zicem, clientul ăsta nou sau clienții care aveți în România? Ce apreciază ei în oferta voastră? Nu e cea mai potentă piață sub aspectul prețului, da? E prețul ceea ce apreciază? Adică pentru că sunt disponibile fructele moldovenești sau calitatea? Pe ce pun accent ei și pe ce vreți să puneți voi accent? Cred că mai mult din pricina că suntem aproape aici ca logistică și avem prețuri puțin mai mici ca în altele părți. Deci și marfa este o piață tradițională de acum care o cunosc, marfa noastră. Așa cred eu. Ok.
am înțeles. Gustul, noi întotdeauna promovăm cu Moldova Fruct, gustul face diferență. Da, fructelor noastre care face diferență pe la toate de expozițiile. Aici, de acum, gustul la fructele din Republica Moldova, partenerii din România îl cunosc. Cred că aici trebuie să joci preț-calitate și okay. Asta este. În perspectivă, ultima întrebare, spre ce piețe vă orientați voi acum? Adică ce piețe v-ar fi interesante? Deci, piețele care sunt spre interesante vest. Sunt mai mult spre nord, încolo, okay. Țările Scandinavia? În Marea Britanie, de acum în Germania, Olanda, cu astea lucrăm. Cu cele tradiționale care le avem din Rusia și Belorusia, asta tot avem. Deci mai mult tindem spre piețele astea, spre scandinavi, spre și spre Marea Britanie. Spre zona de nord. Ok, am înțeles. Mulțumesc. Dragi participanți, haideți să încurajăm, pentru că e o ieșire din confort și mulțumesc pentru curaj, pentru că împărtășiți cu noi informațiile. Aș vrea să continuăm cu Alexei Micu, e bio.media. Alexei, voi aveți o istorie mai interesantă aici cu întâlnirile. Ați avut 10 întâlniri și un contract. Cum s-a întâmplat exportul în cazul vostru? Da, apreciez lucrul echipei, pentru că noi, piața României, a fost o piață nouă. Anterior noi exportam cereale în Italia și asta era piața noastră de bază, dar s-au schimbat prioritățile, consecințe sunt mai multe și pentru noi a fost chiar o provocare, fiindcă anterior participam doar la expoziții. Și misiunea de export a fost așa un know-how pentru noi, dar datorită coaching-ului echipii de la Gateway a fost destul de facil. Am avut planificat 7 întâlniri. Așa s-a primit că am realizat doar 7 interviuri, au durat destul de mult și un element cheie cred că a fost faptul că am primit datele despre companie anterior, le-am deschis site-urile lor, am văzut care sunt produsele de cheie care se focusează și de fapt la întâlnire deja am venit cu o ofertă pregătită. Și aș spune că au depășit pentru noi așteptările, fiindcă marfa care urma noi să o comercializăm la expoziția din Biofac din Germania, am comercializat-o după această întâlnire. Practic, aș spune o poveste de succes, fiindcă noi ne-am întâlnit la sfârșit din noiembrie, era în ajunul... A fost foarte repede, ai fost primul care a scris pe grup că ai încasat banii, da. Factura. La întâlnire am stabilit care ar fi interesul pentru marfă, după întâlnire am primit specificațiile, au mai fost solicitate certificate de analiză de laborator, pentru că marfa ecologică are niște cerințe mai specifice și imediat ce am obținut rezultatele la laborator, practic am încheiat contractul. Dacă să fac așa o cronologie, 11 decembrie am primit rezultatele, 13 decembrie am semnat contractul, 23 decembrie marfa s-a încărcat, 24 în ajun de Crăciun vama, 26 marfa s-a descărcat. Și banii când s-au încăsat? Banii s-au încăsat 50% în avans. Ok. Deci ați încăsat în anul trecut sau a durat un piculeț? Și la 3 ianuarie, când am început a lucra bănci la noi, am primit mesajul că am intrat și ceilalți bani. Adică a fost foarte rapid. Și aș spune că și prețul a fost chiar mai bun decât ne-am așteptat noi. Felicitări pentru cel mai rapid export în cadrul Export Missions. Dragi participanți, haideți să aplaudăm, pentru că cumva s-au mișcat foarte repede cei de la Micu & Co, Alexei. Vreau să continuăm cu Ina de la Velfruct. Ina, ați exportat și voi, ați avut 15 întâlniri. Interes destul de mare pentru marfa voastră. Țin minte că ați avut și produse pe masă, branduite, simpatice, prunele, gustoase, frumoase. Cum a fost pentru voi această experiență? Și dacă sunteți la prima experiență sau ați mai participat? Da, bună ziua tuturor! Da, suntem pentru prima dată, am aplicat la această misiune. Deci, suntem mulțumiți. Am aflat multe noi, adică chiar am venit după deplasare. Foarte entuziasmați. Ce a urmat apoi, da, am dat ca de obicei la toți follow-up-ul prin mail,
au început care... Un pic mai aproape, doar nu, că... Nu. Au început negocierile și la punctul dat noi am ajuns la careva dificultăți. Adică, da, nu am venit la un numitor comun un mijloc de preț, nu? Bind în cuvinte simple, buyerul potențial doar spunea că, mă scuzați, prețul dumneavoastră e foarte scump, dar noi am recunoscut că totuși piața cea mai principală pentru România este Polonia, da, care mere la un preț destul de competitiv față de Moldova. Ei și produc mai mult, sunt producători mai mari, au subvenții mai mari din Uniunea Europeană, sigur, din politica agricolă comună. Noi nu disperăm, da, noi avem pensii, adică și platuri mari. Un pic mai aproape, așa, doar, da? Mă rog, așa lucrează microfoane, dacă nu e foarte aproape, se mai întrerupe. Dar statul cam a fost relativ de alți exportatori și producători mai mic, da, noi nu disperăm, noi doar vrem să facem careva modificări în politica noastră de prețuri în sezonul următor, adică care vine urmează, și sperăm să avem și noi rezultate frumoase. Sub aspect de produs vreau să te întreb, adică, ok, prețul întotdeauna e un subiect de discuție, da. Ca și produs, ca și calitate. Ei erau satisfăcuți, clienții, sau vreau ceva și pentru preț mai mic erau gata să fac concesii la nivel de calitate, nu știu, poate ambalaj mai simplu? Cerințele au fost simple, calitatea și ambalaj mai ieftin, spunem așa, în cuvinte simple. Mai puțin atrăgător. Important era să fie fructele. Okay. Da. Ceea ce voi, probabil nu vă doriți foarte mult, pentru că, din ce am văzut eu, cutiile voastre erau branduite, ați pus accent inclusiv pe produsul vostru, pe marca comercială. Da. Noi... Și atunci vă gândiți să faceți concesii cu acest branding pentru a satisface orice tip de client? Pe viitor, adică, sau... Cerințele la cutiile de brand nu sunt mari, adică pe ei nu interesează așa mult când... De acord. Să fie brand, dar de contează brand. Pentru consumatorii finali, depinde cum arată marfa în rețele. Eu gustos și așa, și preț, desigur, prețul foarte mult contează. Am înțeles. Bine, Ina, îți mulțumim foarte mult. Da, mulțumim. Noi continuăm. Da, mulțumim pentru că îi încurajați. Vreau să întreb pe Igor Furtună, de la Clifford Prim. Optim, pardon. Igor, nouă întâlniri și chiar ai pus pe stories. Văzusem pe rețele sociale, am aflat că ați ajuns în rețele, la noi clienți. Cum a fost pentru tine experiența respectivă, pentru compania voastră? Bună ziua! Sunt la a doua ediție a misiunii de export. Anterior am participat și... Un veteran, pe bune! Veteran o să fie după a treia. Okay. Și bine, atunci s-a fost în alte condiții pentru că era pandemia la mijloc și rezultatele sau... Au fost mai modeste. Au fost mai modeste până la urmă și atunci ne-am ales cu un client care lucrăm și până în ziua de astăzi. Dar acum așa desfășurat într-așa mod la București cu o pregătire și cu o organizare foarte calitativă. Nu ne dați prea multe laude, spuneți așa cum este. Nu, eu vă spun care a fost percepția mea, pentru că pe lângă faptul că acolo s-a desfășurat foarte bine, am fost și ați fost destul de insistenți
Și vreau să fim în continuare, pentru că trebuie să vă monitorizăm și la 9 luni, și la 12 luni. Noi nu invitația suntem, guvernului trebuie să fie recuperată. Noi nu că ar fi cumva să fim irresponsabili, dar câteodată ne luăm cu treburile noastre de zi cu zi și cu diferite incendii care trebuie să le stingem și uităm de lucruri importante, cum ceea ce trebuia să pregătim pentru expoziția, pentru misiunea de export la București. Este, părerea mea, un proiect util. Noi ca puterea noastră sau greutatea noastră ca persoane, ca întreprinzători, avem mai puțină capacitate de a aduna într-o sală persoane care într-o bună zi ar putea să fie clienții noștri pe o perioadă chiar și lungă de timp. Adică este un proiect util. Asta, eu sunt convins, am fost convins când am apelat și am depus cerere de participare, ceea ce voi face și următoarea ediție. Poate unica recomandare, cum am spus, și mai, puțin mai degrabă ca să putem face careva vânzare chiar în sărbătoarea de Crăciun, pentru că buyerii văd niște rezultate palpabile și atunci interesul este cu mult mai mare și discuții la telefon se aranjează destul de convenabil pentru ambele părți. Așa, noi am făcut suntem încă în perioada de încercare, cum ar fi, am făcut 4 livrări la acest client, ceea ce este pozitiv că perspectiva este destul de promițătoare și așteptăm sezonul care este pentru produsele noastre, biscuiți, grisini. Acum nu este chiar sezonul, da? Nu este. Deci el vine mai spre toamnă? Este odată cu timpul rece, este odată cu începerea școlilor și atunci clientul văd foarte interesat, a produs. Asta este, se fac, merg. Noi, mă rog, cum spuneam, am făcut 4 livrări și ok, bine, mulțumim. Nu este primul vostru export în România, nu? Voi deja mai aveți experiență. Da, am câțiva clienți în România, care mai mari, care mai mici. Acesta cumva ar fi interesat să renegociem contractul ca să avem un contract de exclusivitate. Noi mai așteptăm să mergem cu așa. Trebuie să vedeți rezultatele lor. Da, nu vrem să ne pierdem această libertate de a negocia și a colabora cu alte. Trebuie să vedem și capacitatea lor de a și comportamentul lor și tot. De a face ceea ce spun, da? Da. Și ceea ce pretind exclusivitate. Da. Ok, bine. Atunci să vă înarmați cu răbdare, să mai este un pic de timp până vine sezonul vostru și îndemn noi să aplicați în continuare, dacă vă interesează și sunt rezultate. Inclusiv pentru cei care încă nu au aplicat niciodată la Export Missions, cei care nu au aplicat niciodată au prioritate de obicei. Cei care au mai aplicat vin în turul 2. Dar au rezultate, s-ar putea să fie mai frumoase. Bun, ținem cont de lucrul ăsta. Igor, îți mulțumim. Mulțumim. Mulțumim pentru intervenție și aș vrea în continuare să discutăm și cu Marina de la Interstep.com. Cum a fost pentru voi? Bună ziua! Eu astăzi o să reprezint compania de mobilă. Este unica companie de mobilă aici. Da, sunteți cei care au spart gheața în zona de mobilă. Da, Fabric.com, care împlinește acum în weekendul acesta 17 ani, ceea ce este... Mulțumim. Da, mulțumim frumos. 5 ani în urmă ne-am hotărât să investim foarte mult în brandul nostru și în vizibilitatea brandului și cred că aceasta ne-a ajutat foarte mult. Anul trecut, prima dată, am participat la Export Mission și a fost o experiență foarte frumoasă. Noi am semnat...
Nu, a fost a doua experiență, este a doua contract semnat, doar că a doua contract este mai simplu, o să spun din ce cauză, pentru că în spatele a fost un lucru foarte mare făcut de voi și oarecum am avut o încredere deja în partenerii cu care am vorbit atunci și era un pic mai simplu, dar oricum noi știam că o să avem nevoie să depunem și noi un efort foarte mare în negociere, pentru că contractul acesta semnat a presupus 4 luni de negocieri continuu cu... Durează așa, este da, un maraton. Da, da, dar știind că avem o perspectivă, de aceea nu am renunțat și noi o să facem deja a doua livrare cu acest client săptămâna viitoare. Ok, felicitări. Mulțumim frumos. E una mai mare decât cea care ați reușit-o până acum? Nu, nu, dar cum ați spus dumneavoastră, în mobilier este un pic diferit. Nu este așa viteza cum... de rotație mai exact, mică. Exact, da, pentru că este un alt tip de produs și el necesită și foarte mult ajutor din partea noastră la partenerii cu care încheiem un contract. Nu este ca cu fructele. Ok, da. Dar, ai nevoie să-l ajuți, da, să facă și vânzarea, să expună da, către da, clienți. Ea, da, de aceea trebuie să fim non-stop cu ei pe telefon, să-i ajutăm. Da, eu foarte mult aș vrea să participăm și la a doua sesiune. Tot în România sau într-o altă piață? M-a întrebat Sabina, cred că da. Cred că noi nu suntem pregătiți pentru o altă piață, pentru okay. că într-adevăr este foarte mult trebuie să lucrezi asupra produsului, asupra ambalajului. Cred că toată energia ar fi corect să o focusăm pe România. Deci până nu asimilați este... România, nu... Da. E o abordare corectă și noi susținem aspectul ăsta. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Vreau să întreb către ce tip de... Da, mulțumim, colegi. Cel care, clientul vostru, este un retailer sau este un importator? Deci înțeleg că e cineva care are un salon, nu știu, este din București, din ce zonă, e cineva național sau regional? Nu e nevoie de nume, adică Constanța. Nu dăm date comerciale. Ok. Da, deci mai aproape de litoral. Este o rețea din 5 magazine. Toate 5 se află în regiunea Constanța. Cum a zis, da, că este o zonă în care este acum în creștere și se observă că sunt în construcții. Da, exact. Și atunci au nevoie să doteze apartamentele cu mobilier și e o zonă interesantă. Bun, succes vouă! Mulțumim frumos și dumneavoastră. Ați reușit să penetrați piața și sper să vă consolidați în continuare pe ea. Igor, vreau să întreb, în cazul vostru, cel care este clientul vostru nou, este înțeleg un distribuitor național, nu? Sau este o rețea? Cine sunt? Este un... Sau e cineva regional? Au subdistribuitori regionali. Ok, deci și cineva mai măriceau. Este un... au niște magazine cash and carry care aprovizionează atât persoane fizice cât și contracte cu persoane juridice. Adică au potențialul să vă ducă în toată România, într-un da, fel. Okay. Trebuie să spun că mi-am amintit de Constanța, ultimul import care l-a făcut de la noi era pentru a expedia la sub distribuitorii lor din regiunea Constanța. Ok, mulțumim. Alexei, în cazul vostru, clientul, importator, distribuitor, clientul rețea... este un distribuitor și are ca piață nu doar România, mai are și Serbia și Slovenia. Pardon. Ah, ok, deci vă deschide porțile deci, spre mai multe piețe. Clientul. Recent am primit o cerere pentru castraveți, ceea ce nu e specific pentru noi, dar oricum este potențial de a crește. Asta e, produsele noastre sunt de sezon și ciclic noi venim cu exporturile din noiembrie până în aprilie și urmează să dezvoltăm noi produse. Pentru noi a fost foarte important și faptul că am putut testa la nivel gustativ unele produse procesate și am văzut potențial, doar că nu suntem gata cu volumele pentru a penetra în rețelele care sunt în România.
Am înțeles. Bun, atunci vă doresc să vă pregătiți mai bine, să creșteți în continuare și să puteți să intrați în cât mai multe rețele, magazine și inclusiv să ajutați și alți producători să ajungă prin voi în România și în alte piețe unde își au locațiile clienții voștri. Iurie, în cazul vostru, un pic mai aproape. Cred că s-a deconectat microfonul. Uite, ia-l pe ăla de pe masă. Încearcă pe cel de pe masă, că... Cred că l-ai stins acum. Vă rog, încurajați-o, pentru că au toți emoții aici. I-am scos din confort astăzi, de aia și... Da. Cumpărătorul care am avut experiență, acum. Da, de și importator. Adică, distribuitor și importator. Da, da. Ok, am înțeles. Bine, vreau să vă întreb la finalul acestui panel un gând, o idee cu care ați vrea ca cei care nu au participat în misiuni de export sau au participat, dar încă nu au exporturi, să plece. Ce urare, nu știu, ce lecție învățată sau ce idee ați vrea să le lăsați? Din experiența voastră. Din experiența voastră. La ce să fii atent, de exemplu? În România. Foarte important este să fii persistent, adică insistent, răbdător, fără răbdare nimic nu se face ușor. Ce încă este? Curaj, tot este pe prim plan. Și încă ce? Da. Și este o expresie... chiar și în engleză, knock the door, it will be opened. Yeah, and, yeah. Trebuie de bătut la ușă și se va deschide. Adică insistență, dar delicată. Caută și va găsi, bate și se va deschide. Da. Așa. Deci am curaj, insistență și tot așa mai departe. Ok, mulțumim. Iurie, un gând la final? Cred că unica ce trebuie să facă orice om care vrea să exporte, să aibă o abordare profesionistă față de tot ce face. Asta e. Ok, să fii profesionist. Un bun îndemn, să fii pregătit, Alexei? Eu aș crede că pe lângă pregătirea practică ar trebui să aibă și un scenariu de negociere, să știi okay. Care este pragul la care poate negocia și ca să-și realizeze acel profit, fiindcă asta ne dorim toți, să avem activitate și ea cumva să fie măsurată și în profitul care rezultă la final. Am înțeles, mulțumesc. Voi ce gânduri aveți la final? Eu la fel, vreau să spun insistență, da, pentru că în momentul în care prima dată nu reușești, a doua oară sau a treia, da, începi să te gândești, poate nu fac ceva bine, dar într-adevăr trebuie să fii cât mai insistent și la fel trebuie să ai cunoștințe, negocieri, da, cum să abordezi un client și cum să-l faci de partea ta. Am înțeles, să-l atragi, da, e nevoie să afli de ce este interesat clientul ca să vezi dacă îi poți oferi sau nu. Da, și este foarte important să ai aceste abilități. Ok, gândiți-vă la ce puteți oferi clienților și întrebați întâi ce își doresc ei. Igor? Cu siguranță calitatea sau insistența este cea mai binevenită. Noi am studiat foarte mult concurenții noștri sau aparenții concurenți din piața, piața, da? României. Vă avantajați deloc pentru că Ucraina continuă să exportă și ea în piața din România. Da, se exporte. Sunt foarte prezenți. Pe lângă toată Europa care este prezentă în România pe raft. Și, bine, cunoștințele în domeniul negocierii, noi suntem net inferiori față de buyerii care sunt recrutați, aleși, selectați în rețele de magazine. Ei au niște capacități deosebite. Noi ne trebuie ani pentru asta. Ok, cât mai multe întâlniri cu astfel de buyer și înveți câte un pic la ei. Sau să ne întâlnim sau să chiar străim cu dânși, mai repede învățăm. Am înțeles. Mulțumim, Igor. Încercăm să conviețuim și cu ei. Bun, colegi, acum avem și posibilitatea să puneți întrebările. O avem și pe Lucia, sper că încă alături de noi, pe Zoom. Întrebări. Dacă aveți întrebări, ridicați mâna și eu mă apropii cu microfonul. Și către cine?
curaj. Nu? Vreți să discutați în particular, că sunt mai modești toți. Ok, atunci vreau să mulțumesc încă o dată participanților panelului. Felicitări vouă pentru exporturi către noi clienți. Vă dorim mult succes și în continuare. Vă îndemnăm să aplicați și la noile proiecte și sper să fiți un exemplu de urmat pentru cei care încă nu au început și un exemplu de inspirație. Și dacă o să mai aveți timp să mai rămâneți aici la cafea, știu că unii dintre voi deja trebuie să plece în teritoriu către produceri, pentru că business-ul nu așteaptă. Cei care mai rămân la o discuție să mai povestiți, să ne ajutați să mai răspundem la întrebările celor care au venit astăzi aici. Mulțumesc încă o dată! Bun, asta fiind spuse, noi cred că putem să încheiem cu un cuvânt din partea doamnei director general al Agenției de Investiții, Natalia Bejan. Mersi. Eu vreau foarte mult să mulțumesc reprezentanților companiilor care nu numai că au avut curajul, dar dau dovadă de transparență. Este extraordinar de important noi să arătăm rezultatele și nu doar noi să le povestim din careva cifre teoretice, dar să auzim aceste istorie și vă mulțumesc pentru că sunteți gata să le partajați cu noi. Și eu aș vrea să vorbesc despre Next Steps. Deci sunt trei lucruri la care vă încurajez să participați în continuare. Unul este Moldova Business Week. Este un eveniment pe care îl organizăm în data de 16, 17, 18, 19 și 20 septembrie. Deci va fi chiar într-adevăr o săptămână de evenimente nu numai în Chișinău, dar și în trei regiuni ale Moldovei, la care noi invităm parteneri internaționali la fel să participe. Scopul evenimentului este să arătăm tot ce avem mai bun în Republica Moldova și capacitate de export, dar și capacitate de oportunități de investiții în Republica Moldova. La ziua de astăzi, noi deja avem confirmate delegații de business care vin din Grecia, Polonia și Arabia Saudită. Este doar început, evenimentul este peste aproape 2 luni de zile, dar noi deja lucrăm la acest component. Mai multe detalii urmează pe pagina Moldova Business Week, prescurtat mbw.invest.md. De luni acolo va fi chiar și agenda detaliată a tuturor evenimentelor. Asta e 1. 2 și 3, următoarele misiuni de export. V-a povestit Corneliu despre faptul că deja acum vă puteți înregistra pe pagina noastră web. În următoarele săptămâni vor fi mai multe detalii la acest capitol. Noi știm că în luna octombrie urmează să mergem în Germania și știm că în luna noiembrie, probabil sfârșit de, pe parcursul lunii noiembrie urmează să mergem repetat în România. În România cu siguranță o să mergem în fiecare an, pentru că vedem că sunt nișe, nu numai decât toate industriile, dar sunt unele industrii care în continuare au oportunități foarte bune. Vă mulțumesc foarte mult, nu știu dacă mai este cazul, domnul Casian, da, vă rog. Doamna director, eu vă mulțumesc. Doar o mică remarcă la sfârșit. Am vrut să anunț un suport adițional, așa în public, da, care va veni din partea grupului Băncii Mondiale pentru Agenție de Investiții, dar pe filiera atragerii investițiilor străine. Deci va fi un resurse adiționale care vor fi puse la dispoziția agenției, vor fi gestionate de o echipă a Băncii Mondiale din Austria, din Viena, dar în colaborare cu echipa dumneavoastră. De asta succes și succes tuturor, de fapt. Mulțumesc! Dragi participanți, vreau să vă mulțumesc și eu, vă suntem recunoscători pentru timpul vostru. Sper că v-am servit, că a fost cât de cât util acest eveniment. Istoriile împărtășite de către antreprenori sper să vă motiveze, să vă inspire, să aplicați pentru cei care n-ați mai participat și să continuați să fiți insistenți, persistenți, persuasivi cu cumpărătorii profesioniști din România și din alte țări, ca să reușiți să obțineți rezultatele frumoase pe care le-au obținut cei care sunt în panel. Astăzi au fost, dar și să, de ce nu, să îi întrecem. Da? Fișer, încă o dată, avem prevăzută și networking la cafea și un fursec. De aceea noi mai suntem aici pentru voi. Orice întrebări aveți, către cine le aveți, apropiați-vă cu curaj și puneți întrebări. Colegi de la Agenția de Investiții, Banca Mondială, Ministerul Economiei și producătorii, exportatorii, participanți. Sper că n-am omis pe nimeni. Bă, și noi suntem aici, lângă voi. Mulțumesc încă o dată și un weekend frumos!